Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit pe canalul meu. Continuăm zodiile pe luna mai și am ajuns la Capricorn. Aceasta este o etalare generală care este valabilă pentru cei născuți sub zodia Capricorn sau au ascendentul în Capricorn. Nu uitați că după vârsta de 40 de ani este foarte important să vă cunoașteți ascendentul, pentru că acesta uneori este mult mai puternic după vârsta de 40 de ani, așa cum vă spuneam. Așadar, pentru Capricorn, pentru luna mai, să aflăm evenimentele importante care se vor desfășura și care vor fi valabile pentru dumneavoastră. Eu voi citi energia cărților, indiferent că este vorba de dragoste, de serviciu, de carieră. Da? Văd foarte mult că sunteți preocupați, dragii mei capricorni, de copii. Copiii vă înconjoară, finanțele sunt foarte bune. Văd aici că sunteți preocupați de asemenea de sănătate. Există o persoană, o energie puternică masculină care este extrem de protectoare cu copiii, o persoană geloasă, o persoană orgolioasă, un caracter patern extrem de important. S-ar putea să descoperiți secrete despre o alianță, despre cineva să vă dea o anumită idee despre un proiect financiar. În orice caz, foarte mult succes. Foarte mult succes. O viață de familie fericită. Foarte mulți bani. O sănătate de fier. Atenție un pic la această persoană geloasă. Să nu cumva să... Eu știu, am această tendință să cred că vă ascunde ceva. Dar veți descoperi până la urmă. Poate există de asemenea pentru o parte dintre dumneavoastră, dragii mei capricorni, un diagnostic medical ascuns. Văd energia unor copii, niște copii în jurul dumneavoastră extrem de plin de energie. Așa cum v-am spus, dacă aveți afaceri, veți încheia un parteneriat de succes, veți avea succes. Toate demersurile dumneavoastră, banii dumneavoastră, casa, copiii, sănătatea, vă sunt protejate de către Dumnezeu. Deci succes în orice ce veți întreprinde. În încheierea unei alianțe, dacă vă întrebați și aveți dubii să încheiați sau nu o alianță, încheiați-o pentru că aveți succes, veți avea bani mulți. Da, există o persoană în jurul dumneavoastră care poate fi geloasă pe succesul dumneavoastră, pe faptul că ați ajuns într-un anumit loc foarte ușor, că toate lucrurile v-au mers foarte bine. Însă parcă dumneavoastră veți ști cine este această persoană. Așadar, nu vă faceți griji să luați decizia să încheiați o afacere sau să semnați un anumit contract, pentru că este cu succes. Nu aveți niciun blocaj în această privință. Foarte frumos, dragii mei capricornii, pentru luna mai. Foarte frumos. O viață de familie fericită, veți fi înconjurat de copii, veselie foarte multă în casă, foarte frumos.
văd că îi ajutați foarte mult pe ceilalți, vă simțiți vinovați cu ceva, nu ar trebui. De ce să vă simțiți vinovați? De ce să vă simțiți că datorați ceva cuiva? Că sunteți responsabilă de treburile casei, că sunteți responsabilă să faceți tot lângă casă. Nu, ar trebui să cereți acest ajutor de care aveți nevoie. Așa cum am zis, unii este ajutor financiar, un ajutor în chiar unui contract, da, de muncă la, în parteneriat la serviciu sau în afaceri, pentru alții este doar să cereți ajutorul unei persoane pentru a nu face toate lucrurile singuri. Văd că aveți grijă de casă, aveți grijă de absolut tot. Există o persoană, s-ar putea, care să fie o persoană în vârstă, o energie feminină care să fie bolnavă, care să stea la țară undeva sau într-o zonă, în orice caz, liniștită, mai departe de oraș sau la periferia orașului. Această persoană este bolnavă, dumneavoastră parcă vegheați asupra acestei persoane, aveți foarte multe responsabilități acasă, vă simțiți unii dintre dumneavoastră că nu va ajunge timpul să faceți și să vă ocupați de totul. Sunteți foarte nerăbdători ca să comunicați, să aflați un adevăr. Sunteți extrem de nerăbdători să aflați un adevăr. Nu știu pentru cine și cui se adresează acest mesaj, însă îl văd aici și trebuie să-l spun. Există o nerăbdare extraordinară, această noțiune de a avea grijă de ceva, nu mai vreți să greșiți sau ca lucrurile să meargă greșit sau nu vreți să faceți nicio greșeală în ceea ce întreprindeți la serviciu, la acasă, da, în afacere. Vreți să aveți foarte multă grijă de ceea ce ați construit. Da? Așa cum v-am spus, unii este viața de familie, alții într-o afacere, alții la serviciu. Sunteți foarte nerăbdători să aflați acest lucru, da? Să vă ghidați foarte mult după intuiție, să comunicați foarte mult. Atenție un pic cu această persoană care ar fi bolnăvioară la unii dintre dumneavoastră în familie. O persoană în vârstă. Aici mai văd că există, așa cum v-am spus, această persoană. O persoană brunețică, da? Cu ochii căprui, cu tenul alb sau cu ochii negri, da? O persoană care este invidioasă pe dumneavoastră, care vă aduce o energie negativă. Ar trebui să nu fiți afectați de această persoană pe care o frecventați, care s-ar putea să fie din familia dumneavoastră și care va influența totuși gândirea și acțiunile dumneavoastră de până acum. Ar trebui să faceți dovadă de discernământ privind alianțele cu persoane dubioase, da? Prieteni. Alegeți să petreceți timpul cu oameni care vă inspiră, cu oameni care vă pot ajuta, care vă pot aduce un serviciu, un beneficiu, oameni generoși, oameni serviabili. Îmi spune să fiți atenți, dragii mei capricorni, în luna mai, cu cine vorbiți, da? Ce vorbiți, pe cine ajutați, unde vă depuneți energia și încotro vă îndreptați cu generozitatea dumneavoastră. Întrebați-vă oare aceasta va fi răsplătită, pentru că nu toată lumea este
este la fel de generoasă și la fel de serviabilă ca și dumneavoastră. Și atunci cărțile spun că ar trebui să vă gândiți foarte bine de cine sunteți înconjurați în această lună mai și să nu mai vorbiți cu toată lumea, să nu vorbiți care sunt planurile dumneavoastră, nu pentru că v-ar bloca, dar există o toxicitate într-o anumită prietenie cu o anumită persoană sau mai multe persoane. Așa cum v-am spus, ele pot fi prieteni, aceste persoane, sau colegi de muncă sau chiar din familie, de ce nu? Cam atât am văzut pentru dumneavoastră, dragii mei capricorni, pentru luna mai. Sper ca aceste mici idei și gânduri și cuvinte să vă ajute în parcursul dumneavoastră viitor și să vă ghideze cât mai bine pentru luna mai. Nu uitați că este o etalare generală care nu se poate potrivi tuturor. Luați așadar de aici doar elementele care vi le, care considerați dumneavoastră că vă sunt utile, da? Nu vă însușiți absolut totul pentru că este o etalare generală care, bineînțeles, nu se poate potrivi tuturor. Acestea fiind spuse, vă doresc o zi frumoasă sau o seară, o noapte liniștită, oriunde v-ați afla. Și sper să ne revedem cu bine din nou pe canalul meu. La revedere!